Bine v-am regăsit! Azi vreau să vă vorbesc despre unitățile de măsură Planck, cele care poartă numele lui Max Planck, fizician german care a introdus în fizică noțiunea de cuantă. De ce a făcut asta și ce este cuanta? Sunt întrebări la care voi răspunde în alt material. În fizică, dar nu numai în fizică, folosim mărimi fizice. O mărime fizică este o proprietate a unui corp, a unui câmp, a unei particule, unui sistem care poate fi măsurată. Ce înseamnă că poate fi măsurată? Înseamnă că poate fi cuantificată numeric sau, cu alte cuvinte, poate fi comparată numeric. Adică putem spune că un corp are proprietatea respectivă de n ori mai mare sau mai mică decât alt corp. Nu toate proprietățile pot fi comparate numeric. De pildă, n-are niciun sens să spunem acest corp este de 3,9 ori mai verde decât celălalt. Dar putem spune este de 2,5 ori mai greu decât celălalt și asta înseamnă că greutatea este o mărime fizică. Pentru a simplifica lucrurile, se alege o unitate de măsură și mărimile fizice de același fel sunt comparate numeric cu una și aceeași unitate de măsură. Când spunem, de pildă, acest corp are 5 kg, înțelegem prin asta că acest corp are masa de 5 ori mai mare decât unitatea de măsură pentru masă. Deci unitatea de măsură pentru masă este o masă, masa de 1 kg, și la fel, unitatea de măsură pentru lungime este o lungime, lungimea de 1 metru, unitatea de măsură pentru timp este un timp, o durată, o secundă și așa mai departe. Aceste unități de măsură au fost în general alese în așa fel încât să fie adecvate nouă oamenilor, iar definiția lor s-a făcut inițial cu ajutorul unor corpuri sau fenomene de asemenea legate de noi sau de planeta pe care locuim sau de mediul în care trăim. De pildă, metrul a fost inițial în anul 1793 definit ca a 10 milioana parte din distanța de la ecuator la polul nord, măsurată, bineînțeles, pe suprafața Pământului. Azi avem un sistem internațional de mărimi și unități, iar în acest sistem sunt alese 7 mărimi fizice fundamentale, pe care le vedeți în acest tabel, și, de asemenea, sunt alese unitățile lor de măsură. Puteți găsi tabelul în Wikipedia la linkul pe care îl găsiți în descriere. Și despre acest sistem internațional de mărimi și unități vreau să vă vorbesc într-un material, dar acum să trecem la subiectul de azi. Fizicienii s-au întrebat dacă n-am putea defini unități de măsură doar pe baza fenomenelor naturii, pe baza legilor naturii și nu pe baza nevoilor noastre, ale oamenilor. Oare n-ar fi mai util un astfel de sistem de unități de măsură pentru teoriile fizice și mai ales pentru forma lor matematică, pentru ecuațiile care descriu aceste teorii? Așa că la sugestia lui Max Planck a fost definit un sistem de unități numit sistemul Planck, care face ca forma ecuațiilor matematice care descriu legile naturii să fie mai simplă, mai elegantă. 4 dintre aceste unități au fost definite chiar de Planck, punând condiția ca 4 constante fundamentale ale fizicii, cele pe care le vedeți în desen, să aibă valoarea 1. Aceste constante sunt, după cum vedeți, viteza luminii în vid, constanta atracției gravitaționale, constanta redusă a lui Planck și constanta lui Boltzmann. Repet, pentru că este foarte important, aceste 4 constante au, dacă folosim unitățile de măsură Planck, valoarea 1. Vă voi prezenta întâi câteva unități din sistemul Planck și apoi vă voi spune de ce sunt ele importante și veți vedea că sunt și foarte interesante. Să începem cu lungimea
Planck. Ea se poate defini în mai multe moduri, dar acestea nu fac obiectul acestui material pentru că pleacă de la formule și fenomene fizice destul de complexe. Ceea ce trebuie să știți este că lungimea Planck se poate defini folosind doar 3 dintre cele 4 constante fizice pe care vi le-am prezentat, și anume viteza luminii în vid, constanta lui Planck și constanta legii atracției universale. Iar valoarea ei numerică aproximativă este cea pe care o vedeți. Este o lungime teribil de mică. Ca să vă faceți o idee despre acest lucru, pot să vă spun că este de 100 de miliarde de miliarde de ori mai mică decât diametrul unui proton. Avem apoi timpul Planck, în sensul de durată. Se definește ca timpul necesar luminii să parcurgă lungimea Planck și are valoarea numerică aproximativă, cea pe care o vedeți. Din nou, o valoare extrem de mică. Cel mai scurt interval de timp pe care îl putem măsura cu tehnologia de azi este de milioane de miliarde de miliarde de ori mai lung decât timpul Planck. Foarte importantă este și masa Planck. Ea se definește cu ajutorul constantei lui Planck și a constantei atracției universale. Are valoarea pe care o vedeți, care este surprinzător de mare față de lungimea Planck și timpul Planck. Fiind de aproximativ 22 de micrograme, ea reprezintă o cantitate pe care o putem măsura fără probleme. În schimb, temperatura Planck, având valoarea pe care o vedeți acum, adică de ordinul 10 la puterea 32 Kelvin, are o valoare imensă. Nucleul Soarelui este de milioane de miliarde de miliarde de ori mai rece. Plecând de la aceste unități de măsură, pot fi derivate o mulțime de alte unități care definesc așa numita scară Planck. De pildă, area Planck se poate găsi ridicând lungimea Planck la pătrat, volumul Planck ridicând lungimea Planck la puterea a treia. Foarte importantă în cosmologie este densitatea de masă-energie. Se poate defini densitatea Planck împărțind masa Planck la volumul Planck. Iar rezultatul este surprinzător, este valoare fantastică. 10 la puterea 96 kg pe metru cub. Aceasta este densitatea care s-ar obține dacă am reușit să înghesuim miliarde de stele asemănătoare cu Soarele în volumul ocupat de un proton. Se pot deci deriva unități de măsură Planck, li se mai spune și unități de măsură naturale, pentru energie, pentru forță, pentru accelerație, pentru impuls și cam pentru oricare altă mărime fizică. Găsiți în Wikipedia, la linkul din descriere, mai multe astfel de unități. De asemenea, se pot defini și unități de măsură naturale pentru mărimi fizice din electromagnetism, cum ar fi de pildă sarcina electrică. Și acum, de ce sunt importante și de ce sunt interesante aceste unități de măsură? Odată pentru că ele nu sunt antropocentrice, adică n-au o legătură directă cu noi oamenii sau cu planeta pe care locuim sau cu condițiile fizice de pe această planetă. Ele sunt definite doar cu ajutorul proprietăților spațiului, timpului, gravitației, pe baza legilor naturii. De aceea, mulți se așteaptă ca ele să ne arate, la rândul lor, ceva important despre univers, despre legile naturii. În al doilea rând, pentru că multe ecuații matematice care descriu fenomenele naturii au o formă, așa cum v-am spus, mai simplă dacă folosim aceste unități de măsură. În al treilea rând, aceste unități de măsură naturale au semnificații fizice. De pildă, lungimea Planck reprezintă limita de dimensiune la care legile fizice, așa cum le cunoaștem noi, se mai pot aplica. La fel, timpul Planck reprezintă limita duratei pentru care putem încă aplica legile fizicii. Aceste limite au dus la presupunerea că poate semnificația unităților Planck este mai profundă. De pildă, poate că volumul Planck și timpul Planck reprezintă cuante de spațiu și de timp. Asta dacă, bineînțeles, spațiul și timpul sunt cuantificate. Nu putem verifica cu tehnologia pe care o avem azi această presupunere, rămâne doar o ipoteză.
dar este o ipoteză care le dă apă la moară celor care cred că trăim într-o simulare rulată pe un calculator. Voi vorbi și despre aceasta într-un material viitor. Dar în același timp este o ipoteză foarte interesantă, care ar putea ajuta la rezolvarea unor probleme legate de singularitățile care apar în cazul găurilor negre și al Big Bang-ului. Dacă ar fi așa, cuantificarea spațiului și timpului ar putea ajuta la construirea teoriei gravitației cuantice. Există teorii care pornesc de la această ipoteză, cum ar fi teoria gravitației cu bucle. În încheiere, vreau să vă mai spun un motiv cel mai interesant pentru care sunt poate importante unitățile de măsură Planck. Unii sunt de părere că ele ne arată niște limite. De pildă, nu există spațiu mai mic decât volumul Planck. Nu există durată mai scurtă decât timpul Planck. Nu există temperatură mai ridicată decât temperatura Planck. Nu există densitate mai mare decât densitatea Planck și așa mai departe. Pornind de aici, unele teorii presupun că în primul interval de timp Planck al Big Bang-ului, adică de la momentul 0 până când Universul a avut vârsta timpului Planck, condițiile au fost cele date de unitățile de măsură Planck. Adică volumul, masa, densitatea, temperatura, energia și alte proprietăți ale Universului au fost în primul timp Planck cele date de unitățile de măsură Planck. Așa că poate aceste unități ne arată ceva despre starea inițială a Universului în care ne găsim, despre ceea ce numim Big Bang. Ba mai mult, unii susțin că plecând de la aceste valori și folosind o teorie cuantică a gravitației, pe care nu o avem încă, am putea afla unele lucruri chiar și despre un eventual univers care ar fi existat înaintea Universului nostru, adică despre părintele Universului nostru. Atenție, ceea ce am spus acum nu ține deocamdată cel puțin de știință, este doar o speculație. Dar unele speculații ale oamenilor de știință au dus de-a lungul timpului la idei care au stat la baza unor noi teorii științifice. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!